Nico, știu că ești unul dintre artizanii mutării. A insistat foarte mult să vină un portar român, cu toate că au fost piste de importari internațional din străinătate. Te deci încă în Robert. E pe drum. <laughs> e pe drum. Am vorbit și mai devreme cu domnul Hagi. De ce? E ca și făcut. Eu stau Vista medicală. Pot să l să-i fac eu primirea. Hmm. nu e problemă. Vista medicală, practic o formalitate. Cred că el joacă acum două zile, nu? Da, da, da Este o, Mai rămâne o, o formalitate. Sunt doar actele de desemnare, Ne-am înțeles asupra tuturor uh, uh, detaliilor. Este o alegere foarte bună pentru, pentru noi, este o alegere foarte bună pentru toată lumea, atât pentru Faro, cât și pentru, pentru Rapid. Într-adevăr, mi-am dorit, mi dorit un portar român, pentru că știu foarte bine, în Academie avem foarte mulți jucători tineri portari, tineri de mare perspectivă, și mi-am dorit ca portarul, titularul din poarta Rapidului, să, să poată comunica mult mai ușor. Cu, cu acești portari, știți foarte bine, la avem și pe, pe, pe Virgil, care este un portar foarte, foarte bun. Este un tip care deja se, se gândește la uh, ceea ce se va întâmpla după ce se va termina această Vrea carieră. Vrea să de, rămână în Academia de, sau în cadrul clubului? De, nu? de fotbalist, da. Este un, un tip care transmite uh, foarte multe lucruri bune uh, Copiilor și uh, și cum e. Fiecare își dorește uh, și alege un, un idol. Un idol, da. Dar de aceea mi-am și dorit foarte mult ca, și am insistat ca portarul din partea Rapidului să fie, să fie român și din cauza comunicării și mai multe... Presiunea, probabil el obișnuit să apere sub presiune la Faru, nu? Că cred că și la domnul Hagi câștigând campionatul presiunea e și la dușuri. Păi. Și un portar care să intre să apere ieri. Tocmai de aceea ne-am ne ne oprit la această variantă pentru că este un portarul echipei campioane, este un, un portar tânăr de mare perspectivă, un portar care se află uh, uh, pe lista selecționerului, este un portar în anturajul, din anturajul echipei naționale uh, cu marge de progres foarte, foarte mare. Este normal că... Este obișnuit cu presiunea, pentru că ăsta este iarăși un detaliu pe care îl luăm în considerare atunci când vrem să transferăm anumiți jucători sunt fel convins că își va face treaba foarte bine și peste trei ani de zile va face pasul și el către o echipă mare din străinătate, pentru că sperăm că, odată cu plecarea lui Moldo, drumul acesta să fie bătătorii pentru, și să ne deschidă mai multe uși și în fotbalul important. Doar că Nico Ioane avea la farul presiunea antrenorului, clar, aici va fi și presiunea publicului. Va trebui să se adapteze foarte mare repede. ca antrenorului, cred că Știi că pierzi echipa, nu? Așa. Când, mm. când intri pe teren Robert, nu te mai gândeai nu la el. Exact, nu te mai gândeai. Presiunea, gândesc. cum spune da, și, da. Și, și Lucian, vine din, vine din tribună. Clar că este o Da, presiune. e și pozitivă a, de multe ori. A, dacă ești, ești un băiat deștept și știi să o transformi și pe cea negativă în presiune pozitivă, te poți hrăni cu ea de-a lungul uh, unei cariere, de-a lungul, în timpul unui meci, cum s-a întâmplat în meciul trecut. Ar că uh, cei mai noi. Care stă mai, stă mai slab de, de înger și stă da. mai împrăsăm bine cu inima. Am mai îmbătrânit 10 ani la da da da, da da, da, da. uite, știi ce vorbeam? Vorbeam uh, la emisiune cu Horia și spuneam că în momentul când Moldovan vine la Rapid, este un portar de Divizia B, nu titular. Faceți niște eforturi să plăteți niște bani. Și aici tu ai fost susținătorul ideii, chiar dacă dăm bani mai mulți. Să vină un român. Și ajunge a Ioanei care ajunge în Giulești în postura de portar al echipei campioane și titular. Adică eu îi văd și lui Ioan văd în primul rând o investiție făcută cu cap și poate o traiectorie similară cu a lui Moldovan. El, în momentul de față, vine cu, pe cu totul și cu totul alte poziții de când a venit Moldovan la Rapid. Păi nu a venit apropiat valoric acum de Moldovan. Apropiat valorii, dar Moldovan e mare, vine mare ca rezerva lui Drăghia la Divizia B, teoretic, și ajunge titularul echipei naționale de, a României, titularul Rapidului spunem, și e, acum pui în loc pe... pui un, în loc un portar din anturajul echipei naționale. Noi și campion cu farul Constanța anul trecut. Da, și rapidul de acum din prima ligă este cu totul și cu totul la rapid față rapidul de rapidul din liga. cât era la... când a venit Moldova. Au fost anumite etape. Moldova care... a crescut odată cu rapid. Exact, au fost anumite etape parcurse, n-au fost sărite și iată că acum începem să culegem roadele. Dacă nu sezonul acesta, sperăm cu siguranță sezonul viitor. Uh, rapidul va arăta mult, mult mai bine chiar și de, decât uh, anul acesta. Etapele au fost parcurse cum, cum, trebuie, pașii nu au fost uh, săriți, au fost uh, adus jucători pe fiecare, uh, pentru fiecare etapă în parte, jucători care, uh, de care noi ne-am folosit. Bineînțeles, ei și-au făcut un nume alegând uh, să vină la rapid. Uh, parteneriatul acesta cred că a fost win-win pentru ambele părți. Dar viața clubului trebuie să continue și trebuie să urmeze această pantă ascendentă. Ascensiunea trebuie să nu se oprească acum și sper să nu se oprească niciodată, pentru că e loc de mai bine tot timpul.